Bucătăria este o istorie vie, o istorie în care totul se află în transformare, ca și străzile, rămânând de fapt pe aceleași locuri, în aceeași geografie. Hainele s-au schimbat, se schimbă mereu, dar gusturile, în esența lor fundamentală, rămân aceleași. Mâncarea a avut întotdeauna legătură cu evenimentele mari din viața unui om. Moartea, bolile, fericirile, aspirațiile, toate se leagă decât o poveste fabuloasă despre mâncăruri, despre elixire, despre poțiuni. Există consemnate o sumă de povești despre animale fabuloase, despre plante cu efecte apotropaice sau doar vrăjite, și unul dintre acestea s-a păstrat la arhivele naționale, bineînțeles cu litere chirilice, și l-am rugat pe Claudiu Turcitu, arhivist și istoric la Arhivele Naționale, să transitereze, să citească de fapt acest text vechi și magic. Și cine va auzi sau va citi aceste sfinte cuvinte și nu se va lăsa de tutun să-l lovească cu tremurul lui Cain și buzele lui Ghezie și blagoslovenia lui Talarie, capul dracilor și darul lui Sarsailă să-i fie în casa lui și în masa lui. Manuscrisele vechi se regăsesc de multe ori rețete culinare venite direct din bucătăriile secolelor trecute. Iată că am descoperit și câteva manuscrise conținând rețete și meniuri. Dulcețuri, cozonaci, prăjituri, șerbet și așa mai departe. Adeseori, ingredientele erau aduse de la mari distanțe, de către negustori, și listele păstrate până astăzi, cum este aceasta, ne-o dovedesc din plin. Iar printre ingrediente, nu de puține ori, se aflau tot felul de animale ciudate. Iată o rețetă din vremea lui Buncoveanu. Plăcintă. Ia ouăle și bate bine cu puțin tea sare, apoi le amestecă cu pimpinelă, izmă, măghiran, măcriș de cel ce se face pe iarbă și pătrunjăi, bine toate pisate, și le fă apoi plăcintă, puindu-le pe deasupra zahar, iar fiind primăvară, în loc de erburi, pune flori de soc. Și am să închei cu o rețetă culinară din Cartea Bucatelor Rele, care este aproape personajul principal al romanului Mâța Vinerii. Se face din scoici de baltă, curățate 2 zile în apă rece, adusă de la 3 fântâni. Dintre legume, prazul nu trebuie să lipsească și 2 ardei iuți. La sfârșit îi se pune un strop de smântână și o mână bună de leuștean. Această supă se mănâncă de regulă seara, după o noapte de somn, orice om care a gustat la cină din ciorba asta se trezește cu ochii albaștri. Efectul ține numai o zi.